Mineritul din România nu mai este de mult ceea ce a însemnat odinioară. În timp ce unele mine din Europa s-au redeschis, la noi s-au închis. Acum, reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor readuc în atenția guvernanților, dar și a locuitorilor Văii Jiului, implicit și a tuturor românilor, riscul la care sunt supuși dacă termocentrala Paroșeni se va închide în următorii ani. Președintele AUR, deputatul George Simion, a mers în Valea Jiului pentru a discuta cu minerii, dar și pentru a analiza problema energetică. Ce înseamnă pentru România închiderea acestei termocentrale? Înseamnă blackout. Nu ca sistem energetic, ci ca țară. Închidem lumina și gata. Se urmărește creșterea artificială a datoriei naționale ca să fim forțați să vindem și ultimele resurse și ultimele companii naționale. Atâta timp cât avem cărbune, atâta timp cât încălzirea pe cărbune funcționează și în Germania și în Polonia, este anormal ca termenele de 2024, 2026, 2028 să se aplice în România. Avem nevoie de un mix energetic până când energia nepoluantă să ajungă în 2050-2060 să fie accesibilă tuturor. Până atunci vom avea căderi de sistem cum au existat în toată Europa Centrală și de Est. Avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie să ajungem măcar la nivelul țărilor europene până să închidem energia cea mai stabilă, energia pe cărbune. Această termocentrală este retehnologizată, ceea ce presupune că îndeplinește condițiile de mediu sub cei mai stricți parametri care au fost impuși de către Comisia Europeană și normele de protecție a mediului. Ar fi și păcat. Este un punct strategic, ar putea fi considerat în contextul geopolitic actual, un punct strategic la care nu putem să renunțăm. Există posibilitatea de reconversie, are și grup pe gaze, da? Deci cărbunele cu gazele în condițiile în care se întâmplă ceva, iată, avem o rezervă aici care poate să vină și să intervină în sistemul electroenergetic național. Din păcate, 2026 este foarte aproape. Eu am insistat foarte mult la președintele partidului George Simion, care se afla în acest turneu cu minerituri prin România, să atacăm și această problemă energetică. Pentru că într-o alocuțiune din Parlament, când s-au votat închiderea minelor și niște bani, o brumă de bani care se vede că au fost folosiți pentru altceva decât pentru închiderea mineritului, pentru în loc să-l folosim, să folosim acei bani pentru retehnologizări și măcar pentru menținerea acestor capacități în așa fel încât să putem alimenta această termocentrală, toți colegii din Parlament, din zonă, s-au supărat și au zis că eu am ceva împotriva mineritului și împotriva termocentralei de la Paroșeni. Trebuie să spun că n-am nimic, sunt unul dintre susținătorii mineritului, sunt unul dintre susținătorii termocentralei de la Paroșeni. Asta i-a spus și președintelui, că trebuie să vină să vadă această termocentrală, pentru că în 2 ani de zile ea va deveni istorie. Această termocentrală, prin decizia Guvernului României și cu acordul Comisiei Europene, va fi închisă în 2026. Noi vorbim acum despre blackout-uri energetice, vorbim despre lipsă de energie, despre creșterea necontrolată a prețurilor. Ceea ce trebuie să spunem la această oră este că această creștere necontrolată a prețurilor se datorează faptului că producția internă este compromisă. Ce soluție va fi aleasă pentru termocentrala de la Paroșeni? Greu de spus acum, însă senatorul hunedorean Vasilică Potecă este de părere că partidele aflate acum la guvernare au răspunsul: închiderea termocentralei.